Vă salut cu ocazia întrebării numărul 50. Să începem să ne gândim. Presupuneți că aveți două clepsidre cu nisip. Una dintre ele măsoară 7 minute, cealaltă 11 minute. Și prima întrebare este, cum putem măsura folosind aceste două clepsidre 5 minute, 10 minute și 15 minute? Și a doua întrebare este următoarea. Pentru care dintre duratele propuse spre măsurare în prima întrebare, adică 5 minute, 10 minute, 15 minute, timpul pregătitor poate fi cel mai scurt? Acestea au fost întrebările de săptămâna trecută. Ca de obicei, când primesc un singur răspuns corect, este răspunsul domnului Dumitru Antonie. În plus, răspunsul conține și o observație pertinentă legată de funcționarea clepsidrelor, mai bine spus de precizia acestora. De aceea, voi începe prin a vă vorbi pe scurt despre acest lucru. Clepsidrele nu sunt, evident, instrumente de precizie pentru măsurarea timpului. Nici dacă folosim o clepsidră pentru a măsura întregul interval de timp pe care îl poate măsura, precizia nu poate depăși, după câte știu eu, 90, poate 95%. Cu atât mai îndoielnică este precizia când vrem să măsurăm fracțiuni din acest timp. De exemplu, dacă întoarcem clepsidra înainte de a se fi scurs tot nisipul. Dacă tot am pomenit de nisip, mai trebuie să spun că, de fapt, clepsidrele de calitate nici nu conțin nisip, ci tot felul de pulber cu granulație mai uniformă decât nisipul. Dar voi folosi în continuare cuvântul nisip pentru a numi ceea ce curge într-o clepsidră. Problema care apare dacă vrem să măsurăm timpi mai scurți decât timpul total este legată de viteza de curgere a nisipului. Este oare această viteză uniformă? Cu alte cuvinte, debitul de nisip este constant oare în timp? Pentru că dacă nu, măsurarea unui interval de timp mai scurt decât timpul total pe care îl poate măsura o clepsidră devine și mai aproximativă. Tot ceea ce pot să vă spun despre acest lucru este că curgerea unei substanțe granulare depinde de atât de mulți factori, încât nu există o teorie care să țină seama de toți acești factori. Dar după câte știu, forma clepsidrei poate să asigure o curgere aproape uniformă. Și acest lucru se datorează faptului că, spre deosebire de lichide, în cazul cărora presiunea depinde doar de adâncimea la care ne găsim, nu și de forma vasului, în cazul substanțelor granulare, apăsarea pe care o exercită granulele, particulele, unele asupra altora, depinde nu doar de adâncimea la care ne găsim în substanța respectivă, ci și de forma vasului care conține substanța. Dar, deoarece n-am menționat aceste aspecte în întrebări, trebuie să presupunem că avem clepsidre ideale, care au nu doar o precizie foarte bună, ci și un debit practic constant de curgere a nisipului. Dacă cumva vă deranjează aceste aproximări, putem spune chiar idealizări, atunci să știți că orice teorie și orice problemă legată de știință face astfel de aproximări. Întâi, pentru că nu putem ține seama niciodată de toate interacțiunile care au loc, pentru că acestea sunt practic în număr infinit. Apoi, toate mărimile cu care lucrăm au un grad oarecare de aproximare. Dacă vrem să calculăm, de pildă, aria unui cerc, folosim formula pi înmulțit cu raza cercului la pătrat. Ca și când cercul ar fi perfect. Dar un cerc real nu are distanța de la toate punctele lui până la centru exact egală cu raza cercului, cu ceea ce numim raza cercului. Deci, când spunem raza cercului, am făcut deja o aproximare. Așa că să nu ne mai batem capul cu aceste aspecte, să considerăm clepsidrele ideale și să găsim răspunsurile. Vă propun o metodă aritmetică pentru a găsi cum putem folosi două clepsidre, să le spunem una mare și una mică, pentru a măsura o anumită durată. Pornim de la diferența dintre duratele pe care le pot măsura cele două clepsidre, pentru că aceasta este
în practică foarte ușor de găsit. Și anume procedăm în felul următor. Punem în funcțiune ambele clepsidre, așteptăm până când se termină nisipul în clepsidra mică, în acel moment începe măsurarea timpului, până când se termină nisipul și în clepsidra mare. Și atunci ceea ce am măsurat este de fapt diferența dintre cele două durate. După ce găsim această diferență, facem operații de scădere sau adunare. De multe ori ajung cele de scădere, dar uneori mai putem face și de adunare. Între duratele pe care le pot măsura clepsidrele și diferențele intermediare care apar prin aceste operații. Până când ajungem la timpul pe care vrem să-l măsurăm. Știu că nu e prea clar ceea ce am spus. E uneori greu să exprim prin cuvinte ceea ce face matematica. Așa că vă propun să aplicăm această metodă pentru clepsidrele noastre, care pot măsura 11 cea mare și 7 minute cea mică, și pentru primul timp, timpul de 5 minute. Operațiile succesive, în cazul acesta, pot fi doar scăderi. Și le vedeți aici. 11 minus 7 egal cu 4, 7 minus 4 egal cu 3, 11 minus 3 egal cu 8, 8 minus 7 egal cu 1, 7 minus 1 egal cu 6 și, în final, 11 minus 6 egal cu 5. Am ajuns la 5 minute, intervalul de timp pe care vrem să-l măsurăm. Și acum să vedem cum putem realiza practic acest șir de operații. Cu roșu sunt notate cazurile în care una dintre clepsidre își consumă nisipul, iar săgeata arată că întoarcem clepsidra. Prima linie ne arată doar că punem clepsidrele în funcțiune. Apoi, unul roman. După 7 minute, întoarcem clepsidra mică. În clepsidra mare mai este nisip pentru 4 minute. Doi roman. După încă 4 minute, se golește clepsidra mare. O întoarcem. În clepsidra mică mai este nisip pentru 3 minute. 3 roman. După 3 minute se golește clepsidra mică, o întoarcem, în clepsidra mare mai este nisip pentru 8 minute. 4 roman. După 7 minute se golește clepsidra mică, o întoarcem, în clepsidra mare mai este nisip pentru 1 minut. 5 roman. După 1 minut se golește clepsidra mare, o întoarcem, în cea mică mai este nisip pentru 6 minute. 6 roman. După 6 minute se golește clepsidra mică, iar în cea mare mai este nisip pentru 5 minute. Acum începe măsurarea celor 5 minute și durează până când se termină nisipul în clepsidra mare. După cum vedeți, timpul pregătitor este de 28 de minute, iar timpul total de 33 de minute. Aceasta este o variantă. Vă invit să găsiți și altele. Pentru măsurarea unui timp de 10 minute, șirul de operații aritmetice necesare este mai scurt. Și anume, 11 minus 7 egal cu 4, 7 minus 4 egal cu 3 și 3 plus 7 egal cu 10 minute, timpul pe care vrem să-l măsurăm. Realizarea practică este următoarea. 1 roman. La 7 minute de la pornirea clepsidrelor se golește clepsidra mică. O întoarcem. În cea mare mai este nisip pentru 4 minute. 2 roman. După încă 4 minute se golește clepsidra mare și acum începe măsurarea duratei de 10 minute. 3 roman. După 3 minute se golește clepsidra mică. O întoarcem. 4 roman. După 7 minute se golește iar clepsidra mică. Dacă adunăm cele 3 minute de mai înainte, când am început măsurarea, cu cele 7, avem exact 10 minute. Timpul pregătitor a fost în acest caz de 11 minute și timpul total de 21 de minute. Și acum, surpriza! Ați văzut că pentru a măsura 10 minute, timpul pregătitor a fost mai scurt decât pentru 5 minute. Ei bine, pentru 15 minute nici măcar nu e nevoie de timp pregătitor. Sau altfel spus, timpul pregătitor este 0. Măsurarea poate începe imediat ce punem în funcțiune ambele clepsidre. Să vedem întâi aritmetica. Cele două scăderi de la mijloc au fost notate amândouă cu 2 roman,
pentru că de fapt nu reprezintă scurgerea unui timp, ci doar rotirea, întoarcerea clepsidrei mici. Și avem următoarele operații, deci 11 minus 7 egal cu 4, 7 minus 4 egal cu 3, 7 minus 3 egal cu 4 și, în fine, 11 plus 4 egal cu 15 minute. Să vedem realizarea practică. Începe măsurarea timpului. Un roman. La 7 minute de la pornirea clepsidrelor se golește clepsidra mică, o întoarcem. În cea mare mai este nisip pentru 4 minute. Au trecut până acum 7 minute. Doi roman. După încă 4 minute, când se golește clepsidra mare, în clepsidra mică mai este nisip pentru 3 minute. O întoarcem și acum mai este nisip în ea pentru 4 minute. Și au trecut în total 7 plus 4, 11 minute. Trei roman. După 4 minute se termină nisipul în clepsidra mică și se termină și măsurarea celor 15 minute, pentru că avem 7 plus 4 plus 4 minute, 15 minute. Deci în acest caz, timpul pregătitor a fost 0, iar timpul total coincide cu durata pe care vrem să o măsurăm, și anume 15 minute. Și acum să trecem la întrebarea cu numărul 50. Azi vă voi pune o întrebare legată de atletism, mai precis de săritura în înălțime. Recordul mondial la băieți este de 2 metri și 45 de centimetri, cam înălțimea la care ajung eu cu mâna. Nu vi se pare fantastic? Recordul a fost stabilit de Javier Sotomayor în anul 1993, adică acum 28 de ani. La fete, recordul este la fel de impresionant, 2 metri și 9 centimetri, stabilit de bulgăroaica Stefka Kostadinova în 1987, adică acum 34 de ani. De ce sunt impresionante aceste recorduri? Pentru că la prima vedere par realizări imposibile. Să vedem de ce. Să presupunem că vreau să trec acest marker peste un obstacol. Să zicem peste degetul meu. Să mai presupunem că centrul de greutate al markerului este undeva la jumătatea lui, în interiorul lui, la mijlocul lui. Nu greșim prea mult dacă facem această presupunere, acolo undeva este centrul lui de greutate. Ca să treacă peste degetul meu, markerul, oricum fac, trebuie la un moment dat să aibă centrul de greutate deasupra degetului meu. Indiferent cum încerc să-l trec, la un moment dat, centrul lui de greutate trebuie să fie deasupra degetului. Și acum să ne gândim la un atlet. Linia albastră, orizontală, ne arată la ce înălțime se găsește centrul lui de greutate. Să presupunem că el vrea să sară în înălțime peste ștacheta ridicată la 2 metri și 40 centimetri, nivel arătat de linia roșie. Am văzut în cazul markerului că centrul de greutate trebuie să treacă și el peste ștachetă. Dar oare atletul poate să sară atât de sus încât să-și ridice centrul de greutate la 2 metri și 40 de centimetri deasupra solului? Adică cam atât? Are cineva o astfel de detentă? Atenție! Și dacă rotim corpul atletului în poziție orizontală, centrul de greutate rămâne cam la aceeași înălțime. Mai mult decât atât, dacă vrem ca el să treacă peste ștachetă, centrul lui de greutate trebuie să se ridice chiar mai mult un pic decât înălțimea ștachetei. Vă rog să mă credeți că niciun atlet nu poate să-și ridice atât de sus centrul de greutate prin săritură. Nimeni nu are o asemenea detentă. Și atunci întrebarea vine de la sine. Cum poate un săritor în înălțime să sară peste ștacheta pusă mai sus decât înălțimea maximă la care își poate el ridica centrul de greutate? Ca de obicei, aștept cu nerăbdare răspunsurile voastre până la sfârșitul săptămânii viitoare. La revedere!